Salut, eu sunt Andrei și astăzi vom face un video DIY, do it yourself sau pe românește. Cum să schimb uleiul, frate? Cum să schimb uleiul la un A6C6 2009 facelift. Aici avem spulele pe care trebuie să le folosim. Avem uleiul Ravenol. Un ulei foarte bun pentru motorul acesta, este un motor de 3000 benzină, 290 de cai și pentru a ne face viața mai ușoară, va trebui să setăm suspensia, deoarece mașina aceasta are suspensie de pene de mai ușor. Ca să ridicăm mașina, să avem totul în regulă, putem să setăm suspensia pe lift pentru a avea garda la sol mai mare și a ne oferi un spațiu decent de lucru. Pentru schimbul de ulei este perfect, nu ai nevoie de nimic altceva în afară de cele prezentate anterior. După ce am setat modul, următorul lucru pe care trebuie să-l facem neapărat atunci când ridicăm o mașină cu perne de aer este să o punem în jacking mode. Jacking mode, adică exact cum se numește, pusă pe cric, pe românește. Pe cric, tata. Am setat-o pe on. Acum, când se tape pe un, suspensia nu se va mai adapta și până vom termina, treaba va rămâne pe on. După ce am ridicat mașina, și ne-am asigurat că totul este în regulă, putem așeza capra care ne va asigura că totul va fi bine când vom lucra cu mașina. Cum o să scoatem capa asta și filtrul de ulei. Acum să facem capacul acesta de la motor, se dă foarte jos, am scăpat de el. Vom desface filtrul de ulei. Acum o să scoatem capacul ăsta, se dă foarte jos și vom desface filtrul de ulei. Ușor, că totul e din plastic și nu vrem să facem absolut nimic. Să luăm un lighean care pune filtrul și ne va mai trebui și o cârpă.
Iar acum o să desfacem tubul de golire. Foarte ușor. Desfacem și vom da drumul. Oh, shit. Este destul de negru. Doar 6.000 de kilometri. Nu cred că are mai mult de 6.000 de kilometri. Dar să-l schimbăm, pentru că nu am fost niciodată mai mult de 6.500-7.000 de kilometri cu uleiul. Și acum o să așteptăm să se scurgă tot uleiul. Până atunci putem să instalăm filtrul de ulei fără probleme. Să punem danițurile cu puțin ulei și apoi va fi până la 25-25 de metri. Vom strânge cu mâna cât se poate. Acest bidon este de 4 litri, să la 5 litri jumate o să măsurăm pe jos, să vedem cât mai are nevoie. Și multă lume a văzut că pune ulei în stilul acesta, ceea ce este greșit. Lucrătorii au avut o logică când au făcut sticlatul acesta, așadar cel mai ușor să ajungem la aproape 90 de grade fără ca uleiul să curgă din bidon. Și cam atât a fost. Super simplu.
Bine, nu e chiar super simplu. Ok, acum am terminat, să intrăm să dăm ok, vom verifica nivelul de ulei, vom trece în primul rând și din jacking mode, vom opri modul, să-i dăm off. Cum putem să pornim mașina. O să trebuiască să resetăm și kilometrii până la service, deoarece tocmai am făcut schimbul de ulei. Dar asta într-un video următor. Putem să trecem pe confort. Și să mișcăm un pic.